sunt bucuros pentru că am putut să ajut echipa să câștigăm. Și normal că e o bucurie în plus când marchez pentru Petrolul pe un asemenea teren. Așteptai domnul să înscrii? Da, într-adevăr, așteptam să scriu. Chiar îmi doream foarte mult. Mă bucur că a reușit tată și am făcut suporterii fericiți. Vă așteptați la un asemenea scor, mai ales după scorul și evoluția de la Cluj? Da, nu neapărat. A fost un meci mai greu acolo. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, am venit acasă, ne-am făcut treaba, am șters cu buretele ce s-a întâmplat și le-am bătut cu 5-0 pe cei de la Bacău. Ați jucat și pentru Lumă și Tamuz? Lumă a scris și în primul gol, Tamuz a intrat? Da, cred că fiecare jucător care joacă pentru Petrolul vrea să-și facă treaba cât mai bine și au făcut treaba ambii. Și Toto cât și Lumo. Lumo a marcat, a dat și-o pasă de gol pentru mine și a fost tot ok. Tu ești stângaș, dar ai marcat cu dreptul sau... Nu, sunt dreptaci, sunt dreptaci. Sunt dreptaci, am înțeles. Da. În asemenea gol sau de când ai mai marcat? Nu, știu, am mai marcat la Liga a doua, dar o an în urmă. În urmă cu 2 ani. Dar contează că a reușit să marchez asta și că echipa a reușit să câștige. Da, sunt foarte bucuros pentru că am reușit să marchez de 3 ori. Nu mai marcasem până acum 3 goluri într-un meci. Am mai marcat 2, dar 3 nu reușisem. Sunt foarte bucuros că am reușit să spar gheața. Dar sunt foarte importante punctele pe care le-am obținut, pentru că veneam după un meci la Cluj în care nu ne-am fi dorit să-l pierdem. Dar sperăm să, în această victorie, să mergem pe acel traseu care ne l-am propus, să mergem de victorie în victorie. După 3 urmează 4 goluri. Nu! Da! Asta ne ajută. E important să reușim să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte și de ce nu mergem înainte. Văd că ți-a luat mingea. Da, am luat mingea acasă. Sunt foarte bucuros pentru că nu mă așteptam sau nu m-am gândit că voi marca 3 goluri. Dar această zi, bineînțeles, va rămâne și pentru mine istorie. Suporterii, conducerea, nu-și mai doresc așa accidente cum au fost la Cluj sau... Normal că nimeni nu ne dorim să pierdem, pentru că suntem Petrolul și trebuie să avem o gândire de învingător. Trebuie să jucăm fiecare meci și să-l câștigăm. Dar, din păcate, mai sunt și astfel de momente și sperăm să fie mai puțin. Dacă acum 2 etape ai dat cât o bere, acum că ai dat 3 goluri, câte goluri? Da, nu e problemă, voi da, că voi cinsti pe colegii mei. Sperăm la finalul meciului să ne bucurăm tot timpul așa. Veți avea parte de un nou derby, Petrolul FC Argeș. Da, într-adevăr, sunt două cluburi cu tradiție. Sperăm și la meciul de la Pitești să câștigăm, pentru că alt rezultat nu ne dorim.